5 motive pentru care nu prinzi pește. Numărul 1. Nădești prea mult sau prea puțin. Sunt sigur că au existat cazuri când te-ai dus la pescuit, ai aruncat o găleată de nadă, ai pescuit o oră, două, după care ai început să te întrebi, bă, oare nu fi bună nada, oare nu fi bun loc, oare nu fi bun echipamentul, și te-ai dus acasă frustrat și ai rămas cu o grămadă de semne de întrebare. E bine, în momentul în care ți-ai o găleată de nadă, trebuie să știi că va trebui să pescuiești pe o perioadă mai lungă de timp, între 2 și 5 zile. În alt caz, ai fost la pescuit, nu ai nădit absolut deloc din cauza că ai rămas frustrat de data trecută când ai aruncat o găleată de nadă și nu ai prins absolut nimic. Și la fel, ai stat 2-3 ore, nu ai prins nimic, te-ai dus acasă frustrat. Ceea ce înseamnă că atunci când vrei să nădești, trebuie să ții cont de un lucru foarte important. Cât anume ai de gând să stai la pescuit. Dacă stai jumătate de zi, pune nadă doar pe momitor și atât. Cam asta cred că este suficient sau arunci maxim 2-3 bulgări de nadă, iar dacă stai între 35 zile, va trebui să ții cu tine o găleată de nadă. Numărul 2. Faci prea multă gălăgie. Să spunem că te-ai dus la pescuit, ai nădit locul perfect, te-ai adaptat tuturor condițiilor, totul este perfect, doar că faci gălăgie sau ți-ai luat cu tine persoane nepotrivite care fac gălăgie. Ce înseamnă gălăgie la pescuit? Înseamnă izbituri, trântitul portierei, izbitul portbagajului și așa mai departe, vorbitul la telefon, ascultatul de muzică, orice, orice. Deci ți-ai dat seama ce înseamnă gălăgia la pescuit. În momentul în care mergi acolo, îți recomand să mergi singur, fără însoțituri, doar să ai o persoană care este la fel ca tine, foarte experimentat și nu face gălăgie. O persoană care nu te distrage, o persoană care e dispusă să te ajute, indiferent de ce condiții îți oferă locul respectiv. Așa că ai mare, mare grijă când mergi la pescuit să nu faci gălăgie absolut deloc. Acum să presupunem că ai nădit locul exact așa cum trebuie, nu ai făcut pic de gălăgie, dar tot nu prinzi și aici vreau să menționez motivul numărul 3 și anume folosești un echipament prea colorat. Trebuie să fii cât mai camuflat la pescuit, de preferat trebuie să pescuiești pe culoarea negru sau neagră, cum vrei să-i spui, așa că nu te du la pescuit cu fir roșu, plumb strălucitor și cărlige galbene, dau un exemplu, pentru că nu vei prinde absolut nimic. În momentul în care tu arunci o montură în apă, peștele va observa acest lucru și va veni să vadă despre ce este vorba, pentru că da, peștii sunt curioși. În momentul în care el va vedea așa instalație, să-i spun așa, în apă, nu va pune gura, pentru că clar o va interpreta ca fiind un pericol și se va feri cât poate el de mult. Numărul 4. Nu ai suficientă răbdare. În momentul în care îți alegi un loc de pescuit și un interval de timp pentru acea partidă, să spunem 12 ore, deci tu vrei să pescuiești 12 ore, nu te da bătut prea repede, nu te da bătut în primele 5 ore ale partidei din cauza că nu ai de unde să știi când trec bancurile de pești pe acolo, prin locul unde pescuiești tu. Să spunem că ai nădit locul foarte bine, însă peștii sunt într-un loc unde pur și simplu digeră hrana pe care au procurat-o în timpul nopții. Astfel, înseamnă că va trebui să insiști mai mult, să ai răbdare și, cine știe, poate când seara, să zicem, peștii se vor retrage în locurile mai adânci, vor trece pe acolo, pe unde pescuiești tu și, bam, vei da lovitura. Numărul 5. Dai vina pe vreme. Vei spune, păi da, dar vremea contează foarte mult când e vorba de pescuit. Da, contează foarte mult vreme, dar nu trebuie să dai vina pe ea, nu trebuie să spui că, bă, din cauza că a plouat nu am prins o pește. Nu, e din cauza că nu ai știut unde să pescuiești în momentul în care a plouat. Ceea ce trebuie tu să faci, indiferent de condițiile meteorologice, este să știi exact locul unde stau peștii în funcție de condiții. Asta trebuie să faci tu. Acum că știi toate aceste chestii foarte interesante, te rog să fii foarte atent din cauza că mai am un lucru extrem de important pentru tine. Pescuitul nu ține de noroc, pescuitul este strategie. Da, exact cum un antrenor de fotbal își pregătește meciul, așa trebuie să-ți pregătești și tu partida de pescuit. Să spune că mâine te duci la pescuit, da? Ok, nu trebuie să fii, mă duc la pescuit, mă duc, eu văd de unde mă duc. Nu e ok. Trebuie să te gândești, bă, mâine se anunță ploi, se anunță vânt puternic, din ce direcție bate vântul mâine? Trebuie să ții cont de toate aceste aspecte, să te informezi, bă, unde stă peștele în caz că plouă, unde stă peștele în caz că bate vântul, să știi toate aceste lucruri ca să-ți fie mult mai ușor în a alege un loc potrivit pentru condițiile meteo de a doua zi sau ce se mai anunță în ziua respectivă când tu vrei să mergi la pescuit. Și acestea fiind spuse, te invit să ajuți acest canal cu un like și un subscribe, apasă nenorocitul ăla de clopoțel ca să ajungi eu la 10.000 de abonați cât mai repede. Mulțumesc pentru vizionare, fir întins!